În ultimii 7-8 ani, Miroslava s-a clasat în top 5 al celor mai bogate comune din țară, fiind considerată de astfel drept cea mai bogată din regiunea Moldovei. Deși Miroslava are un buget mai mare decât alte comune, are 13 sate și o întindere cât jumătate din municipiul ieși. De altfel, întinderea geografică a Miroslavei reprezintă în fiecare an o provocare pentru angajații primăriei, având în vedere că banii trebuie investiți în toate satele. Conform recensământului efectuat în 2021, populația Comunei Miroslava se ridică la 28.500 de locuitori, dar în prezență apropie de borna de 33.000 de locuitori. E puțin să ai uh, niște bugete de peste 30 de milioane la mărimea Comunei Miroslava și la de, zona de Intravilan. Și eu, eu spun tot timpul, uitați-vă dumneavoastră, noi am plecat la ora actuală, avem... Uh, aproximativ 150 de kilometri de drum în Intravilan. Acum, cu intrarea în Intravilan, o să mai apară încă în jur de 50 de kilometri. Ne ducem în 200. Haideți să vedem cam care este calculul de asfaltare a unui drum de 200 de km și cu o de 5,5 metri și să vedem în cât timp putem să facem cu banii pe care îi avem noi. Sau nu. Toată zona, în anul 2008-2009, n-avea decât 470 de metri de asfalt. Da? Și acum fiecare vine și spune cum, asta e comună de rang european, cu pretenții europene și așa mai departe. Din cauza numărului mic de școli, mii de copii sunt nevoiți să facă navetă în municipiul Iași? Eu cred că vulnerabilitatea unei comuni sau a zonei noastre pleacă de la sărăcii. Ar mai, în Miroslava ar mai trebui două școli, chiar trei, deci construcții de, de școală uh -huh. cu săli, pentru că aproximativ 4.000-5.000 de copii pleacă din, munici, din da? Comuna Miroslava spre municipiul Iași. Eu merg pe ideea că în momentul în care te apuci să faci ceva, faci anumite strategii. Și când faci o strategie dintre asta de dezvoltare, sau faci strategia educațională. Și acolo trebuie să prinzi cât, câți copii ai la ora actuală, cum prevezi, uh -huh. Uh -huh. vezi care este sporul demografic, ce trebuie în anumite părți, cum poți să transporti copiii respectivi și așa mai departe. Având o strategie dintre asta, imediat îți dai seama cam care sunt nevoile zonale. În prezent, pentru rezolvarea problemei bugetului, primăria Miroslava încearcă să atragă a finanțării europene.